Pentru prima dată pe o scenă din România, Suzana Baca a adus la Timișoara prin cântecele ei o parte din cultura sud-americană. Mai bine de o oră, ritmurile afro au răsunat la Muzeul Satului Bănățean. La 67 de ani, Suzana Baca a radiat pe ritmurile muzicii tradiționale din Cuba, Ecuador și Argentina. Artista este laureată a unui premiu Grammy pentru muzică latino și este prima femeie de culoare care deține o funcție publică în Peru. Pe timișorenii a cucerit însă prin nonconformismul ei. Mă bucur foarte tare că am prins-o, am venit de la Vârșeț, am pornit cu 130 la oră ca să ajung să o prind și mă bucur de ea în seara asta. Este prima oară când văd un ministru, o ministresă cântând. E o artistă. Probabil că e mai mult artistă decât ministru. Ne bucurăm tare mult că am reușit să avem acest mix de Suzana Baca din Peru, Dan Rahel din Israel, B-Folk din Austria, Warsaw Village Band, din nou o trupă foarte valoroasă. Întâlnirea Suzanei Baca cu publicul de la Timișoara a însemnat și lansarea noului său album, Afrodiaspora.